Te salut! Vrei să achiziționezi un bec LED sau un proiector LED ca acesta și nu cunoști specificațiile tehnice despre el? Urmărește acest video și vei afla informațiile necesare pentru a alege becul sau proiectorul LED potrivit. Nu uita să apeși pe iconița de subscribe pentru a intra în comunitatea acestui canal. Acest proiector cu LED-uri de la Optonica are următoarele specificații tehnice. 6000 de K reprezintă temperatura de culoare. Ce este peste 6000 de K înseamnă că emite o culoare alb rece, iar ce este sub 6000 de K emite o culoare alb neutru. Cu cât scade spre 0 K, cu atât culoarea devine mai caldă. 100 de W reprezintă puterea lui. Un bec sau un proiector de 100 de W consumă într-o oră de funcționare 0,1 kWh. Se alimentează cu 220-240 de volți curent alternativ. Are un flux luminos de 8000 de lumeni. Trebuie să fiți atenți la valoarea acestui flux luminos atunci când achiziționați un bec LED, dacă vreți o lumină mai puternică, deoarece lumenii reprezintă cantitatea totală de lumină emisă de un bec sau de un corp de iluminat. CRI, mai mare de 80 în acest caz, reprezintă indicele de redare a culorii. Are valori de la 0 la 100, iar cu cât este mai aproape de 100, cu atât este mai bine pentru ochiul uman. Emite o lumină la un unghi de 120 de grade. Funcționează la frecvența de 50-60 de Hz. Culoarea corpului la acest proiector este negru. Are o lumină albă. Funcționează la o temperatură cuprinsă între minus 20 și plus 40 de grade Celsius. Proiectorul este din aluminiu. IP65 reprezintă gradul de protecție la umiditate, numărul 6 reprezintă protecție completă împotriva prafului, iar numărul 5 reprezintă protecția împotriva jeturilor mici de apă din toate direcțiile. Are o durată de viață de 25.000 de ore. Dimensiunile proiectorului sunt de 287x232x32 de milimetri, iar ultimul detaliu spune că nu este dimabil, adică nu pot regla lumina. Îl despachetez să vezi cum arată. Are și un manual de instrucțiuni. Acesta are un aspect plăcut. Cablul de alimentare este scurt, dar se poate prelungi. Are și acest suport pentru a-l fixa cu ușurință. Se slăbesc șuruburile cu o cheie de 14. Se fixează în aceste găuri și se poate roti în sus și în jos. Cablul de alimentare are 3 conducturi. Pe cel maro trebuie pusă faza, pe cel albastru nulul, iar pe cel galben-verde împământarea. Are și o etichetă aici. Urmează să-i pun și un ștecher pentru a-i face o probă.
Se observă că dacă este îndreptat spre camera video, aceasta se chinuie să stabilizeze imaginea deoarece emite o lumină puternică. Sper că îți sunt de ajutor aceste informații prezentate și te invit să descoperi acest canal de YouTube dacă ești nou. Pentru mai multe videouri interesante, în comentarii îmi poți adresa orice nelămurire ai despre acest video. Dă click pe una din iconițele ce apar în acest moment pe ecran pentru a vedea și un alt video foarte interesant. Îți mulțumesc pentru atenție!